Praful și nămolul vor deveni o amintire în satul Roșiori, comuna Vânători. Se lucrează intens la modernizarea drumurilor din localitate, iar în acest moment se pregătesc ulițele pentru a se turna covorul asfaltic. Proiectul a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar valoarea este una uriașă, depășind 14 milioane de lei. Dănuț Narcis Percea, primarul comunei Vânători, a dovedit faptul că este un adevărat gospodar, fiind capabil să transforme comuna pe care o conduce într-o comună europeană, împreună cu echipa din cadrul primăriei, reușind să realizeze investiții ample în toate domeniile vitale pentru cetățeni. Este o investiție foarte mare, binevenită pentru locuitorii comunei Vânători, satului Roșiori. Am încercat să facem toate condițiile decente pentru populație, asfalt, apă, canalizare. Părerea au locuitorii despre această investiție? Locuitorii sunt foarte mulțumiți, or să circule pe asfalt, sunt acordați la apă și canalizare. Oamenii au trăit foarte mulți ani în praf și noroi și sunt foarte mulțumiți de faptul că factorii decizionali de la nivelul comunei lor au reușit prin implicare și devotament să realizeze acest proiect atât de important pentru locuitorii comunei. Ce părere aveți despre investițiile realizate în comuna dumneavoastră? Până acum merge ok. Tot. Vă bucură că s-a întâmplat acest lucru? Da, da, da. Era nevoie de asfalt pe ulițele din... Era. Când plouă să facem manomol, mă rog. Și de dispensar ar fi foarte bine dacă l-ar făcea. Un privat avem, se ține de cuvânt și ne-a promis să ne pună asfalt. Ne bucurăm, era unul mai zăvoaie, mai urmăsesc, era mai... Primarul comunei Vânători, Dănuț Narcis Percea, a reușit să facă administrație publică performantă, iar veștile bune nu se opresc aici. Domenii importante, precum sistemul de apă și canalizare, modernizarea infrastructurii de educație, precum și înființarea unui nou dispensar rural în satul Vânători, sunt proiecte care vor contribui de asemenea la îmbunătățirea nivelului de trai.